dimineața. Imediat mă dau cu trecem. Am votat pentru un președinte normal, pentru un președinte care știe să ia cele mai bune decizii pentru toți românii și care să ne reprezinte țara cu cinste. Am votat de asemenea pentru un președinte care știe să-i respecte și pe românii din afara țării și care are toate pârghiile acum pentru a-i detena pe aceștia să se întoarcă acasă într-o Românie normală. Am votat de asemenea un om care poate contribui la evoluția acestei țări, de aceea invit pe toți romașcanii să iasă la vot într-un număr cât mai mare pentru țara noastră și pentru viitorul țării noastre. Iată că și la turul 2 suntem prezenți pentru a ne exercita acest drept de cetățean a Republicii România, un drept constituțional și pe care am reușit de 90 până acum să mi-l exercit de fiecare dată și mă bucur de acest lucru. Chiar sunt onorat și mândru că am putut să-mi exercit acest drept. Am votat și astăzi pentru normalitate, am votat pentru o țară care să rămână pe drumul pro-european, pe care l-am început cu ceva ani în urmă și pe care trebuie să-l continuăm. România nu poate să fie decât parte a Uniunii Europene, nu poate să fie decât parte a Alianței Nord-Atlantice, iar parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite trebuie continuat într-o perioadă destul de tumultoasă, într-o perioadă destul de dificilă, când în jurul nostru sunt diferite puncte de conflict, unele care sunt în desfășurare, altele care mocnesc, altele care stau să înceapă. Și sigur că avem nevoie de un președinte care să reprezinte România, să-i reprezinte pe români cu demnitate, cu onoare, să fie recunoscut în plan internațional ca o personalitate marcantă, care să promoveze interesele României, ale românilor, și în acest sens mi-am exercitat astăzi votul. Îmi doresc ca la sfârșitul zilei să avem un vot concludent prin care românii să-și exprime o poziție fără echivoc pentru a rămâne cu vestul și nu cu estul. Ne dorim să mergem în dezvoltare și nu în stagnare. Ne dorim așadar o Românie frumoasă și bună pentru fiecare român în parte, indiferent că locuiește în ea, vine în vizită în ea sau vine la cunoștințe, prieteni și rude. O Românie mai bună pentru fiecare deopotrivă și români mai fericiți pentru fiecare în parte. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună tuturor!